La aceste cuvinte nu avem nimic de spus decât amin. Nic în picioare. Acest cuvânt a fost din partea Duhului Sfânt pentru tine și pentru mine. Și am vrea să îl împlinim, să îl trăim și să dovedim uh, familii exemplare. Da, este posibil. Dacă prinții noștri au făcut-o, dacă fratele meu poate și eu pot. Împreună vom oșini Păresea al Dumnezeu doar împreună. De aceea, haideți să fim responsabili. Haideți să, să cerem putere, să se vadă noi adevărul și o trăire exemplară. E adevărat, este o societate postmodernă în care cultura, prin filmele Hollywood și prin alte lucruri, sunt atât de vizibile. Ce înseamnă să fii un soț lumesc, să aduci bani acasă sau și lista continue? Dumnezeu are legile Lui și aici Dumnezeu cere ceea ce am auzit. Exemplul Lui Hristos. Haideți să o facem! Și dacă vom face, vom avea întâi viață veșnică, vom câștiga copiii noștri la Hristos, vom avea o generație câștigată pentru Domnul și... Cred că cu ajutorul Duhului Sfânt și a cuvântului său totul se poate. Multe familii, uh, deseori, unii spun: Nu se mai poate face nimic. Se poate. Este speranță în Hristos, cel care poate schimba orice inimă pietrită, acolo unde nu mai este romantism, unde nu mai este dragoste. Dumnezeu poate să pună. E nevoie, e nevoie, e nevoie de, de zdrobire adesea ca să se vadă parfumul lui Hristos în viața noastră, dar haideți să, să ne bucurăm de cea de lângă noi, cel de lângă noi și să, să trăim în, 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 voia lui Dumnezeu. Se poate pentru numele Lui, pentru gloria Lui în primul rând. Cerem uh, vindecare în familiile zdrobite, cerem mângâiere. Dumnezeu să vindece pe cei loviți. Diavolul ne trântește la pământ adesea și întotdeauna sunt lucruri urgente. Haideți să privim la El și de la El vine puterea să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Lucrurile importante. Ne rugăm cu toată biserica. Și dacă nu cer prea mult, în timpul acestei rugăciuni, dacă cineva de aici are nevoie de rugăciune, fratele păstori aici se roage cu punerea mâinilor. Ne rugăm cu toată Biserica și Domnul să asculte rugăciunea noastră. Amin. Haleluia! Glorie, Isus.